să urcăm spre vârful Țibleș, nu o să ajungem până la el, dar vedem cât putem urca. E destul de abrupt. Dar vedem, cât merge, merge, cât nu mai merge, ne întoarce. Nu ne grăbește absolut nimeni și nu e un target. Ajungem acolo. Pute treaba. Da. Da, vă să aibă. Da. În toate direcțiile îmi puge fața cum n-am creasă. Uite cum e de așa. Nu știu dacă e ăla sau ăla. Strategica a fost mai greu care a găsit așa mai ușoară? Ce anume? Pe strategica. A fost mai greu care a făcut așa? A fost mai ușoară că nu era nămut, știi? Stătea aia, acum motorul tău sare în stânga, în dreapta. Mai ales că nu avem creste, crampone. Da, oricum. Și până aici ai ceva? La vară, când se mai usucă, și putem face o tentativă. Să mergem până în vârf. Da, asta zice înainte, un pic și după aia e gata drumul. Și aici apare ăsta, deci dacă am reușit pe ăsta să ne băgăm, eu zic că putem ajunge acolo la bifurcație. Ce bifurcație? Aici era bifurcația aia, știi, și am luat un coace. Și dacă luăm aici, eu zic că ăsta e ăsta. Așa. Și cred că putem ajunge aici. Și ce nu mergem jur împrejur, ce mai roata. Și aici, poate, dacă e serpentine, poate e mai ușor să coborăm. Da, dar și de urcat numai fost foarte greu. Aici? Da, da, da. E și nămol, mă. Hai bă, odată. Hai, de ok. Hai să nu pici acum când filmezi. Hă? Hai să nu pici când filmezi. N-am înțeles. Vezi să nu pici când filmezi. A, nu. Nu, hai, du-te.
ca în palmă, măi, aici. M-am oprit într-un bolova. Hai, domnul! Ce cu stilul ăla? Deci mi-a intrat o piatră la schimbător și nu mai puteam băga în viteză. Mai știi când KTM-ul meu, când am fost pe strategică, nu puteam să bag în întâia. Și am dus la master bike și am zis că treaba poate prea des să fie cutia, nu prea simet, nu știu ce. Și am zis, așa o fiu, părea că coboară destul. Hai să dau o șansă să ridic un pic mai sus pedala. Nu, aia era baiul. Și toată excursia și... Dar eu n-am văzut piatra. Ai din unghiul ăla nu se vede. Ok, e de piață. Dar vezi, dacă poți să schimbi, mers. Deja îmi dădeam filme, cutie, știi? Noroc că au văzut colegii. Am uitat de ambreiaj. Ai, eram în a doua, mă. No, ne mai aventurăm. Trebuie să complic un pic. Ceva nu-i place la motocicletă. Când accelerezi, fac în viteză ce accelerezi, dă să mă urmă. Ceva se strică, dar nu știu ce. A fost stricat. Da, ne-am întors, n-am mai continuat pe drumul ăla, că e prea mult pentru ochii. Deja e ora 3, trebuie să ajungem și acasă. O mică cascadă. Bolovani. Mai mulți bolovani. More când accelerezi. More când accelerezi. Mai mere la civilizație și vedem. Operațiunea Batman. Folosești trusa a doua oră. Chiar nu simțeam voia așa a doua oră. Să caut o piatră ca și pentru ciocan? Păi încerc din mână să mă îndoi. Ok. N-aș da cu ciocanul, că nu știu cât e de sensibil acolo. Hai, îndreaptă-mi încolo.
E în viteză încă, așa-i? Da. Pentru ce ai acolo pe spiță? Pentru echilibrat. Nu, no, astfel. Hai că mai vrei să plecă. Deci problema a fost exact ce am bănuit. Când am urcat pe drumul ăla pietros, am lovit senzorul ăsta. Am dat într-o piatră, se vede și aici că e îndoit. Și a blocat cilindrul ăsta. L-am tras până în capăt și l-am scos de aici. Practic l-am anulat, l-am prins aici cu o bridă. Acum mergem mai departe.